Bună ziua tuturor! Eu mă numesc Dumitru Ivanov și doresc să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitația noastră de a participa la această conferință de presă. Noi dorim să spunem că fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău, din primele zile ale activității sale, au susținut tinerii și organizațiile tineriat. Și din acest considerat, noi am inițiat mai multe proiecte pentru tineri. Unul dintre aceste proiecte este proiectul privind pregătirea dosarului de aplicare și aplicarea pentru obținerea titlului de capitală europeană a tineriatului. Deci este un proiect care l-am făcut împreună cu fracțiunea și cu organizația tineriată a Partidului PAS. Capitala Europeană a Tineretului este un titlu acordat unui oraș pe o perioadă de un an, în timp în care se organizează mai multe programe, ce au ca scop dezvoltarea vieții sociale, politice, economice și culturale a tineretului. Municipiul Chișinău a ratat această șansă în anul 2017 și 2018 pentru anii 2020 și 2021. Pornind de la aceste premize, doresc să vă anunț că s-a elaborat un proiect de decizie care are menirea că până în anul 2021 să fie pregătită și depusă aplicarea propriu-zisă pentru candidarea și obținerea titlului în anul 2024. Implementarea prezentei decizii va contribui la dezvoltarea și atragerea investițiilor în sectorul tineret din municipiul Chișinău, și iar proiectul dat a fost ținut pe larg în cadrul Consiliului Municipal Chișinău. Următorii pași din cadrul proiectului Chișinău Capitala Europeană a Tineretului sunt crearea grupului de lucru, selectarea membrilor din acest grup de lucru și din societatea civilă și selectarea coordonatorului de aplicare. În acest context, dorim să propunem următoarea structură a grupului de lucru care urmează a fi creat prin dispoziția primarului general Chișinău de a fi 8 oameni din administrația publică locală centrală și 8 oameni din societatea civilă. Ori toate deciziile care urmează a fi luate în acest grup de lucru trebuie să aibă la bază un consens larg. Deci, structura grupului de lucru propusă este următoarea, asta să fie 3 consilieri municipali, un viceprimar, viceprimarul de ramuri de dorit, un reprezentant al Direcției Educației, Tineret și Sport, Direcției Generale Educației, Tineret și Sport, un reprezentant al Centrului Municipal de Tineret din Chișinău, un reprezentant al Direcției Finanțe și un reprezentant al Ministerului Educației, Cercetării și Culturii. De asemenea, 8 reprezentanți ai societății civile selectați prin bază de concurs. Dorim ca la selectarea reprezentanților societății civile să se țină cont de următoarele criterii. Candidatul are vârstă cuprinsă între 14 și 35 de ani. Neafiliere politică a candidaților. Să fie înaintat de o asociație, organizație tineret, iar organizația poate înainta maxim un candidat. Să aibă experiență de scriere, management și implementare de proiecte. Organizația care înaintează candidații trebuie să aibă minim 3 ani de activitate, să nu întrezim că peste noapte apar organizații noi care trimit alți tineri sau care deleagă tineri în grupul de lucru. Să aibă cunoștințe extinse în domeniul advocacy, politici publice tineri și procedura de aplicare la alte proiecte mari, majore. Să fie motivat și să dedice timp pentru implicare în procesul dat. Și sunt încurajate organizațiile, în principal, de tip rețea, care sunt mari, care acoperă o foarte mare suprafață a țării. Și sunt încurajate aplicarea în acest grup de lucru din partea societății civile a tuturor tinerilor, indiferent de rasă, etnie, religie, sex. Asociații cu puternic și, desigur, sunt încurajate asociațiile din municipiul Chișinău sau care au activitate în raza orașului Chișinău. Mai departe, o să dau cuvântul colegului meu, Adrian Baluțel. El este președintele organizației tineriat PAS-IUF, asta e organizația tineriată a Partidului Acțiune și Solidaritate. Bună ziua! Vă mulțumesc și eu că ați venit. Noi, alături de cel mai tânăr consilier din Consiliul Municipal Chișinău, ne-am pus ca scop să ajutăm și să oferim tot suportul necesar în pregătirea și obținerea titlului de Chișinău Capitală Europeană a Tineretului. Însă, în acest context, nu doar procesul de aplicare este important. Este important ca Chișinău, ca oraș, ca municipiu să-și asume o agendă adevărată, o agendă puternică și o agendă foarte concretă pentru a îmbunătăți viața tinerilor din orașul Chișinău. Ori la acest moment, acest lucru nu se întâmplă. În municipiul Chișinău vrem să atenționăm atât primarul general, echipa din conducerea primăriei, cât și organizațiile societății civile și comunitatea în regime, că nu există un plan strategic de lucru pentru tineri. Deci bugetul care se alocă se cheltuie fără o strategie bine definită, fără planuri de lucru bine definite și fără o participare exhaustivă a organizațiilor de tineret în acest proces. La moment, pentru anul 2020, au fost bugetate pentru municipiul Chișinău doar 3,2 milioane de lei, pentru activități pentru tineri. Acest lucru este incomparabil de mic pentru faptul că Chișinău este cel mai mare centru sau
adună cei mai mulți tineri din țară. În Chișinău este estimat să fie prezenți la acest moment peste 290.000 de tineri. Ori acești tineri au nevoie de programe de tineret, acești tineri au nevoie de oportunități, acești tineri au nevoie de instruiri și au nevoie de asistență în dezvoltare personală. La moment, dacă în anul 2020 noi o să cheltuim toți banii planificați pe tineret, pentru fiecare tânăr în acest oraș se vor aloca doar 11 lei. Imaginați-vă ce puteți face, 11 lei pentru un tânăr. Poate el beneficia de programe de asistență în obținerea unui job cu 11 lei per tânăr? Poate el beneficia de instruiri neformale? Poate el beneficia de activități care îl vor dezvolta ca persoană și îl vor integra în comunitate? În special în lipsa unei strategii, acest lucru este pur și simplu imposibil. Și pentru că aceste lucruri lipsesc și lipsesc și o viziune în întregime, cât de bună nu ar fi această aplicație pentru capitala europeană a tineretului, Chișinău oricum va fi cu un pas în urmă de a obține acest titlu. Deci noi trebuie să vedem o atitudine comprehensivă din partea primarului general și a echipei primăriei vis-a-vis de problemele tinerilor în acest oraș. Și în acest context noi solicităm ca paralel cu procesul de aplicare la Chișinău, capitala europeană a tineretului, noi solicităm primarului general să-și asume câteva inițiative majore. În primul rând, până la sfârșitul lunii mai, să vină cu o strategie municipală de tineret. Într-al doilea rând, până la sfârșitul mandatului, să deschidă și să-și asume deschiderea centrelor de tineret în fiecare sector și suburbie a municipiului Chișinău. La moment există doar un singur centru de tineret pentru 290.000 de tineri. Să lanseze și susțină programe municipale de prevenire și combaterea violenței și abuzurilor în rândul tinerilor. Noi vedem ultima perioadă o explozie de cazuri de violență între tineri, o explozie de cazuri de lupte, abuz de droguri, abuz de alcool, care nu sunt abordate nicicum de autoritățile publice, nici centrale, nici locale. Și noi solicităm primarul general să vină cu o inițiativă municipală în acest sens. Și să vină cu un program de suport a organizațiilor de tineret din municipiul Chișinău, pentru că acestea se poate la rândul lor să desfășoare activitate. Acest lucru se poate întâmpla în mai multe moduri, într-un mod oarecare de subvenționare din partea primăriei, prin grantare sau oarecare altă manieră. Noi rămânem deschiși și suntem gata să oferim toată asistența și suportul care va fi solicitat de la organizația de tineret și eu sunt sigur că și de la fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate. Dar cel mai important, pe lângă acest fapt, noi trebuie, primarul general, trebuie să-și asume, împreună cu conducerea primăriei, să crească gradual bugetul pentru tineret în municipiul Chișinău, ca tinerii să aibă acces la resurse și să le folosească sau aceste resurse să fie folosite pentru binele tinerilor. Eu vă mulțumesc, asta am vrut să vă comunic, Dumitru. Da, dacă sunt întrebări, suntem deschiși să răspundem la întrebări. Da. Și noi reiterăm încă o dată faptul că din partea organizației de tineret, cu expertiza care o avem noi, tinerii voluntari care avem noi, noi suntem gata să ne implicăm la orice etapă posibilă și în același timp noi îndemnăm organizațiile să se implice, toate organizațiile. Acest lucru nu este un aspect politic. El prezintă un aspect de interes pentru tinerii din municipiul Chișinău și respectiv toți tinerii, indiferent de modul de organizare lor, trebuie să se implice. Da. Mulțumim frumos pentru atenție atunci și vă dorim o zi frumoasă. Da, Mihail, tot membru PASIUF, aș dori și eu în concluzie, pe lângă faptul ce ține de primărie, aș dori să îndemnăm toate ONG-urile de tineret din municipiul Chișinău, care activează aici, societatea civilă din municipiul Chișinău, să se implice în procesul comisiei care va aplica la capitala europeană de tineret în anul 2024, să se implice activ, astfel ca să avem cei mai buni tineri în această comisie care vor duce activitățile, vor manageri activitățile care urmează. Pe lângă asta, să fie promotori acestei idei, care a apărut anul trecut, care a fost votat deja în CMC, să fie ambasadorii ideii, să promoveze către toți tinerii din Chișinău, să înțeleagă ce înseamnă fi Chișinău capitala europeană a tineretului, să implice activ și să ajungem în anul 2024 să fim chiar capitala europeană a tineretului. Vă mulțumesc și o zi frumoasă!